O să facem un experiment foarte simplu, în componente foarte simple, nimic pretențios. Un experiment care va evidenția mișcarea browniană. Mișcarea browniană este acea mișcare continuă a constituenților materiei. În cazul nostru, în cazul în care avem două pahare Berzelius cu apă, transparente, mișcarea continuă a moleculelor de apă. Cu ochiul liber nu o putem vedea, însă putem evidenția această mișcare browniană evidențiind difuzia. Difuzia este pătrunderea moleculelor unei substanțe printre moleculele altei substanțe și are drept cauză chiar această mișcare continuă dezordonată a constituenților, a moleculelor, numită mișcare browniană. Vom lua o substanță colorată, cerneală, vom pune în cele două pahare acea substanță colorată și vom evidenția difuzia. Vom vedea, practic, faptul că această mișcare haotică este cu atât mai intensă cu cât temperatura este mai ridicată. În paharul din stânga avem apă la temperatura camerei, folosim un termometru obișnuit, uzual, cu mercur, așteptăm puțin ca termometru să ia temperatura apei și putem face o citire 23-22 de grade. Apoi mutăm în vasul cu apă caldă, așteptăm să ajungă la temperatura apei, termometru, a ajuns și putem face o citire, în cazul în care vedem, o temperatură în jur de, putem repeta, se răcește repede, între 60 și 70 de grade, cât anume e temperatura, nu are importanță acum. Deci reținem, în vasul din dreapta avem apă la temperatură ridicată. Luăm cu o pipetă puțină cerneală și o așezăm cu grijă pe fundul vasului în stânga și la fel în dreapta. Observăm că în vasul din dreapta procesul de difuzie este mult mai rapid decât în vasul din stânga, tocmai datorită faptului că temperatura este mai ridicată. Așteptăm cu răbdare și urmărim difuzia. Încet, încet, moleculele de cerneală care dau culoare albastră se amestecă cu moleculele de apă. În stânga procesul este mai lent, în dreapta este mai rapid. Faptul că în dreapta este mai rapid înseamnă că procesul de amestecare a moleculelor este mai rapid, din cauza faptului că mișcarea moleculelor de apă, acea mișcare haotică, ce antrenează și moleculele de colorate care dau culoarea aceasta albastră, este mai rapidă și mai intensă. Deci mișcarea browniană este cu atât mai intensă cu cât temperatura este mai ridicată, drept care și difuzia unei substanțe într-un solvent este mai rapidă cu cât temperatura este mai ridicată. Pe măsură ce trece timpul, vom vedea că în vasul din dreapta, unde temperatura este ridicată, toată picătura de cerneală care a ajuns pe fundul vasului inițial, pentru că acolo am depozitat-o cu grijă, va fi dizolvată, în timp ce în partea din stânga durează mult mai mult până când se dizolvă complet.
Observăm că în vasul din dreapta, unde temperatura era mai mare și este încă mai mare, picătura de cerneală s-a dizolvat complet, în timp ce în vasul din stânga durează mult mai mult. Nu? Deci, practic, am arătat că mișcarea de agitație termică a moleculelor, o mișcare browniană, este cauza difuziei, adică a pătrunderii moleculelor unei substanțe între moleculele altei substanțe și este cu atât mai intensă cu cât temperatura solventului este mai ridicată. Vom vedea acum un experiment simplu prin care vom evidenția semicantitativ difuzia. Vom pune o picătură de substanță colorată, care este permanganat de potasiu, în partea de sus a tubului pe care l-am umplut cu grijă cu apă, l-am așezat pe un liniar ca să putem măsura cali, măcar semicantitativ, cu cât se va deplasa partea colorată, cum va difuza de sus în jos. Vom porni și un cronometru în același timp ca să avem o idee de timpul care trece pentru a difuza pe această porțiune de 32 de centimetri. Haideți să facem acest lucru. Vom lua puțină substanță colorată, permanganat de potasiu. Pornim cronometrul ca să vedem cum evoluează lucrurile. Și vom pune picătura colorată în partea de sus. Urmărim cum are loc difuzia porțiunii colorate de sus în jos, nu? Difuzează prin coloana de apă distilată pe care am pus-o și urmărim timp cum evoluează. Le putem suplimenta puțină substanță, altfel se va activa. Urmărim pe măsură ce trece timpul, ionii de potasiu, care au această culoare violet, vedem cum difuzează prin tubul respectiv. Tubul are o porțiune îngustată aici, dar ceea ce face ca difuzia să aibă loc doar prin acea porțiune îngustată. Aceasta explică coloana mai subțire de parte colorată. Apoi ajunge și ocupă întreg volumul tubului și are loc difuzia. Întrucât dimensiunea aceasta longitudinală de 32 de centimetri pe liniar este mult mai mare decât secțiunea transversală, putem aproxima că vedem o difuzie pe o dimensiune, pe dimensiunea verticală. Urmărim să vedem aproximativ cât timp durează până când ionii de potasiu au difuzat de-a lungul tubului și ajung în partea de jos a lui. Deci în 2 minute și 17 secunde a difuzat cam pe jumătate din această lungime. Vedem mai departe scala de timp. Remarcăm așa calitativ că la început difuzia a fost mai rapidă, apoi viteza cu care pata colorată coboară scade datorită faptului că concentrația de permanganat de potasiu în partea superioară a scăzut. Ceea ce face ca acel rezervor de ion de potasiu care se difuzeze
a scăzut concentrația, este mai mic și reduce viteza de difuzie. Vom vedea că încet, încet scade viteza cu care difuzează coloana aceea de partea colorată, cu care putem vedea cu ochiul liber cum evoluează difuzia. Acea parte colorată ne ajută să vedem cum evoluează difuzia. Pe acest principiu simplu funcționează și alte aparate folosite frecvent în laboratoarele biomedicale, cum ar fi aparatele de electroforeză, însă acolo difuzia ionilor accelerați sau moleculelor ionizate este difuzia ionilor ori de atomi simpli, cum ar fi potasiu, sau moleculelor, macromoleculelor, a proteinelor care sunt încărcate electric în soluție. Acea difuzie este tot așa unidimensional, dar este accelerată de aplicarea unui câmp electric intens. Altfel ar fi foarte lentă difuzia și nu va fi în apă obișnuită, ci într-un gel special preparat pentru acest scop. Curând se apropie de partea de jos. A ajuns în partea cea mai de jos a coloanei. Și putem opri experimentul. Deci am văzut, folosind această substanță colorată, am vizualizat difuzia pe care o putem aproxima pentru acest tub ca fiind difuzie într-o dimensiune, de-a lungul axei verticale. În continuare voi prezenta un experiment simplu care evidențiază mișcarea browniană, mișcarea aceasta continuă a moleculelor, care este imprimată și unor particule, coloizi, macromolecule aflate în suspensie. Acest experiment va evidenția mișcarea browniană și difuzia prin evidențierea împrăștierii luminii laser pe suspensii. Acest experiment constă, practic, în partea care va produce difuzia luminii laser și partea de înregistrare. Avem un laser simplu, o diodă laser, practic, de putere mică, astfel încât să nu fie periculoasă pentru ochi, în cazul în care ajunge lumina reflectată în ochi. Avem un tub simplu în care se găsește o suspensie, în cazul acesta o suspensie de argilă cu diametru de în jur de 1,2 microni și un dispozitiv de înregistrare, un webcam de calitate care are matricea de conversie de tip CCD, adică Charge Coupled Device. Acesta este conectat pe cablu de USB la un laptop, pe ecranul căruia vedem practic mărit ce se întâmplă pe o matrice de 5x5 mm, matricea de conversie din interior, vedem mărit pe tot ecranul. Practic, fasciculul laser, care îl vedem, dacă punem mâna, îl vedem întrucât este lumina zilei, pe întuneric l-am vedea mai bine. Fasciculul laser este incident pe acest tub în care se găsește suspensia. Fiecare particulă din suspensie absorbe și împrăștie lumina pe toate direcțiile, întrucât fasciculul incident este coerent și lumina împrăștiată de acești centri de împrăștiere este coerentă. Incoerentă interferă în oricare loc din spațiu, inclusiv pe matricea de conversie a acestui webcam. Practic, interferența o vedem pe ecranul laptopului mărită. Dacă observăm pe ecran, vedem o succesiune de maxime și minime, care nu este statică această imagine, ci poziția maximelor și minimelor se schimbă continuu, tocmai datorită faptului că centrii de împrăștiere din această suspensie au la rândul lor o mișcare haotică, numită mișcare browniană. Dacă imaginea ar fi statică și am fi plasat în loc de această cuvă cu suspensia, dacă am fi plasat o rețea de difracție, atunci am fi obținut o imagine statică, exact ca în lucrările de laborator. Succesiune de maxime și minime fixe în timp, întrucât maximele și minimele sunt orientate
neuniform și poziția lor se schimbă continuu, aceasta arată că centrii de împrăștiere care produc această imagine, care produc împrăștierea luminii, a cărei interferență o vedem pe ecran, poziția lor se schimbă continuu. În acest fel se evidențiază într-un mod simplu, dar într-un experiment un pic mai complex decât cel de observare directă a difuziei unui lichid colorat într-un solvent incolor, da? Observăm practic această mișcare browniană. Și voi înregistra și imaginea de pe laptop sub forma unui film separat, pentru că este mai evident decât să filmăm imaginea de pe un ecran de laptop.